Concurenții au primit un mesaj în plasmă, spuneau că se închid ușile și îi se scria Elenei că la ora 22 poate merge în casa băieților să și ia Elena tot ce îi trebuie pentru o noapte, pentru că se va întoarce în casa mame-fete la micul dejun. Așadar, Elena va petrece noaptea în casa băieților. Aceasta era la capricii în timp ce a apărut mesajul, dar i-au anunțat în plasmă că se închid și ușile. Maria spunea că și-ar dori să mai stea. La fel, era și Delia cu Liviu acolo și își doreau același lucru. S-au închis ușile fetele ziceau că s-au închis așa de vreme pentru că trebuie să aibă băieții timp să pregătească ceva de mâncare pentru a o întâmpina pe Elena cu ceva să-i pună pe masă. Am văzut că Maria și Ștefan au stat împreună, au mers în dormitor, s-au uitat la poze. Maria îi explica de unde are toate plușurile, sunt foarte multe acolo la Maria la pat. Delia și Liviu au urcat și ei în dormitor, s-au uitat și pe pozele Deliei. Am văzut că ceva mai devreme au fost și în dormitor la Liviu și se uitau pe pozele pe care le-a primit Liviu, din ce în ce mai apropiați par Delia și Liviu la fel și Maria cu Ștefan, Cristina cu Alex erau prin bucătărie și au făcut popcorn, însă s-a anunțat închiderea ușilor, așadar fetele au rămas singure și băieții au plecat în casa lor.